Institutul Cantacuzino se pregătește să scoată pe piață după 7 ani de la oprirea producției vaccin antigripal românesc. Produsul este încă în teste, însă reprezentanții institutului aflat acum în subordinea Ministerului Apărării spun că ar putea fi disponibil pe piață în 2021. Institutul Cantacuzino se pregătește și să relanseze producția de polidin după ce în 2011 i s-a retras licența de producție a tratamentului. Sper ca la sfârșitul acestui an să avem un produs sigur și să reușim să raportăm că avem un produs pe care să-l transferăm tehnologic într-o altă arie. Asta, produsul este marea problemă a acestei vaccin gripal. S-a încercat în 2011 să se reia producția de polidin ca și medicament. Acest lucru nu s-a reușit la nivelul Institutului Cantacuzino, iar acum încercăm să avem produsul, să-l facem în condiții sigure și să-l punem pe piață sub formă de supliment alimentar. Ca să-l punem pe piață sub formă de medicament va fi mult mai complicat și necesită mai mult timp. Noi sperăm ca, într-un an, doi, să fie pe piață.